Oh.
Copilăria mea a fost paradisul. Realmente. E chestie capitală. Când am stăit cu materiul în munte, cum să spun așa, cu restul pare o mediocritate fără pereche, mai știu ce. Este poezia primitivă, cum să spun eu. Însă trebuie să mă atorcesc că pentru mine Coasta Boacila era o chestie absolut capitală, că mergeam acolo și dominam satul. Fratele meu, după mulți ani de Paris, evoca cu nesfârșită admirație a quoi bon avoir quitté Coasta Boacii. La ce bun am părăsit Coasta Boacii. La ce bun am părăsit paradis. Toate scrisorile pe care le scriați prietenilor din copilărie, revin mereu câteva lucruri. Progradia, grădina de lângă cimitir, biserica, au o semnificație aparte? Da, da. Special cimitirul. Și eu am prieten cu gropa. I-am prieten cu el, era un om foarte simpatic și știa că pentru mine cea mai mare plăcere este să-mi dea cranii. Când îngropa pe cineva, mergeam imediat și să văd dacă poate să-mi dea un craniu. De ce aveți o plăcere aparte? Îmi plăcea să fac fotbal, să joc fotbal cu craniu. Și aveam o slăbiciune pentru că și făcea o altă plăcere să văd cum scoate, cum înțelegi și... E o chestie morbidă sau era o chestie inconștient infantilă? Că eram în două, știu puțin, din amândouă, dar special ea, pentru mine făcea o plăcere să fotbal, că puteam cum ea, înțelegi, că vedeam în aer și după aceea mă precipitam să-l iau, înțelegi, și nu cred că era morbidă, înțelegi, era un fel de sport. Naiv, un fonea permis să faci fotbal cu cranii, adică era o chestie care nu era absolut permisă. Am conștient că e ceva anormal. Asta, sigur că da. Adevărul că nu vorbeam la nimeni de chestia asta. Însă, eu nu aveam sentimentul că e un sentiment, cum se spune, morbid de asta n-a, sigur nu. După aceea, proximitatea cimitirului și mormântările. E bun, dar ar fi trebuit ca asta să vă detașeze de problema morții, să vă dea o distanță și nu-ți devină o temă centrală. Nu. Deci această experiență s-ar fi cuvenit să vă dea o optică senină asupra problemei sau o ignorare a lui. Nu, că asta era foarte tână și chestiile astea. Eu aveam elev din școala primară, înțelegi? 7-8 ani. Chiar mai înainte, știi? Înțelegi? Și obsesia morții se nu-i din spectacolul. Probabil că inconștient a jucat mai târziu, însă, cum se spune, obsesia morții este mai târzie. Este la 16-17 ani, înțelegi? Că atunci a început. Și cred că punctul culminant a fost am scris aia pe cum îi spune. Îmi spuneați că ați împlinit 21 de ani și sunteți deja specialist în probleme. Cine mă aude cântând? Cine mă aude cântând? Că n-am nișon gând. Zice că n-am nișon gând. Eu nu cânt că știu cânta. Eu nu cânt că știu
cânta. Da, mă potolesc inima, da, mă potolesc inima, și n-auia mea guriță, și n-auia mea guriță. Potești că n-am bădiță, potești că n-am bădiță, potești de pe cânta. Potești de pe cântat, c-am avut și mulă s-a. Și mulă s-a. Cine m-aude cântând, cine m-aude cântând, zice că n-am niciun gând, zice că n-am niciun gând. Eu nu cânt că știi, eu nu cânt că știu cânta. Da, mă potolesc inima, da, și n-auia mea guriță, și n-auia mea guriță. Potești că n-am bătut